Sunt, te rog, cum te numești? Rog, Gheorghe Florentin. Spune-mi, te rog, cum s-a întâmplat? De ce a tras fratele tău și cu ce a tras? Eu stând în mașină, am observat o mașină venind la mine pe stradă, s-a oprit cu farurile aprinse, s-au dat jos două persoane din ea, între care au sărit gardul la un vecin. Au stat circa 15 minute, au ieșit înapoi și au luat-o pe stradă în jos. Eu, plecând după ei, m-au observat, s-au băgat la umbră, să nu-i văd, am trecut de ei, m-am dus la un vecin, am salutat. Deci la umbră, vrei să zici că la întuneric? La întuneric. Așa, s-au ascuns de tine? S-au ascuns, s-au stat acolo la întuneric ca să nu-i văd. Da. Eu trecând de ei, m-am dus la vecină, eu l-am salutat, când am ieșit înapoi din casă, ei plecaseră să se întoarcă înapoi către mașină. Cu ceva în mână, dar nu am văzut ce-o rabut. Observându-mă că mă îndrept, îi urmăresc, au luat-o la fugă către mașină. Eu între timp l-am sunat pe fratele meu să iese în drum, să putem să-i oprim. Au, într-un final au fugit. De ce ai vrut să-i oprești cu fratele tău? Ai crezut că... Pentru că tot. Ca să poți să-i rețin ca să-i iei poliția. Deci, bănuiala ta este că au fost la furat, de-aia au să-i rigardă la... 100%, că altceva n-aveau ce să facă acolo. Uh-huh. Și au plecat. Între timp eu am rămas în stradă să sun la 112. Fratele meu a plecat înăuntru. Ai apucat să sun la 112? Ai sunat? Am sunat la 112. Între timp ce vorbeam cu respectiva la telefon... S-au întors înapoi și am fugit acasă de frică când i-am văzut. Am închis poarta, am intrat în curte și am strigat la fratele meu că vine să ne omoare. Între timp ne-au spart geamurile cu ușa, fratele meu a ieșit din casă, nu știu de unde, cu o armă de vânătoare și a tras un foc în sus. Și după aia au fugit. Geamurile și ușa de la casă te-au spart? Da. Ce crezi că intenția au avut în momentul în care au spart ușa de la casă? Să intre pe noi să ne omoare. Au strigat și ceva la voi? Au zis da, au înjurat acolo ceva, au amenințat, dar nu știu exact ce au înjurat, că n-am auzit perfect. Deci tu pănuiești că ăștia erau la furat? Da. Înțelegem, să zicem povestea pe scurt. Tu i-ai văzut, ai vrut să-i prinzi, da. După aceea ai sunat la 112, ei s-au întors, au văzut în ce casă ai intrat și au vrut să intre peste tine în casă, nu? Bănuiesc, că de-aia ori spar geamurile și ușa. Și ușa, așa. Și atunci, fratele tău... A scos o armă de vânătoare și a tras un foc în aer. Și ăștia au fugit. Da. Așa, și după aceea, spune-mi, te rog, mai departe, ce s-a întâmplat? A venit poliția. După cât timp a venit poliția? Circa 20 minute, jumătate de oră. Ați anunțat voi poliția sau? Am anunțat eu poliția prin 112. Ai anunțat prima oară că ăia de ei suspectat că fură. Da. Așa, și cum? Ai mai sunat după aceea încă o dată? N-am mai sunat încă o dată, că au venit între timp. Au venit, e așa? Au venit încoace, ne-au întrebat ce s-a întâmplat, i-am povestit. După aia au venit domnii de la criminalistică, ori făcut măsurători, ori făcut poze. Și între timp ce făceau măsurătorile, un jandarm s-a dus lângă gardul unde fratele meu a aruncat arma. Și a găsit arma respectivă. Dus, urmă cu măsurători și acolo, ridicat arma, ne-au luat la poliție, am dat declarații și asta a fost tot. Ok.